Sindicaliștii au fost optimiști înainte de această întrevedere. Cota de cărbune, dar și problema cotizației s-au regăsit printre problemele discutate de cele două părți. Vom avea în vedere și discuții privind interpretarea articolului 25 din contractul colectiv de muncă, inclusiv acea prevedere legată de cotizație. Nu în ultimul rând discutăm și despre cota de cărbune, pentru că, așa cum știți, în momentul de față, printr-o hotărâre a directoratului s-a stabilit ca să avem o cotă socială de 5 tone pe baza unor criterii stabilite. Acolo unde a fost cazul sindicat administrație, în unele situații numai administrație, excluzându-se sindicatele. Reprezentantul Federației Univers, Constantin Grețan, crede că angajații CEO vor beneficia de prime de performanță. Primatul să vorbim, trebuie să facem niște calcule economice. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului, dacă mergem, cum mergem în stadiu care mergem acum, putem atinge anumite criterii și asigura niște drepturi contractuale. În cazul în care gigantul energetic va intra la fel de bine în sistemul energetic național ca și în ultimele zile, atunci salariații CEO ar putea obține prime de sărbători.